Primim salutări și felicitări din partea Secretarului General al Alianței Mondiale Baptiste, pastorul Elijah Brown, și din partea Secretarului General al Federației Europene Baptiste, pastorul Tony Peck. Aceste de saluturi au fost menționate, citite în detaliu la începerea anului universitar de la Institut, dar de asemenea primim salutări din partea credincioșilor baptiști din Republica Moldova, prin Ion Miron, secretarul executiv al Uniunii Baptiste din Republica Moldova. Din partea familiei noastre, dar și din partea Uniunii Bisericilor Creștine Evanghelice Baptiste din Moldova, vă felicităm cu ocazia aniversării a 100 de ani a Institutului Teologic Baptist din București. Privim în urmă cu mare mulțumire față de Dumnezeu, dar și față de toți profesorii care ne-au educat și ne-au pregătit pentru slujire. Totodată, aruncând privirea în viitor, vă dorim și vă urăm ca pe băncile Institutului să se ridice noi slujitori dedicați pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu cu multă apreciere și prețuire, Ion Miron, secretarul executiv al Uniunii Bisericii Creștine Baptiste din Republica Moldova. De asemenea, primim un salut din partea pastorului Virgil Kihai, președintele Bisericii Evanghelice, creștinilor după Evanghelie din România la aniversarea a 100 de ani de educație baptistă, în numele creștinilor după Evanghelie, vă doresc ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pe mai departe. Într-o societate românească ce tinde să se asemene din ce în ce mai mult cu cea occidentală, în care globalizarea paradigmei cultural-religioase, caracterizată de un amestec de noi tehnologii și secularizare, este din ce în ce mai prezentă, Sistemul educațional teologic evanghelic și în acest context cel baptist este chemat, are datoria, amenirea, responsabilitatea de a pregăti nu doar slujitori ai Cuvântului Lui Dumnezeu cu o bună cunoaștere și înțelegere a Sfintei Scripturi, cât mai ales caractere de oameni al Lui Dumnezeu, dar care nu pot predica convingător dacă nu înțeleg bine că sunt chemași Chemați de însuși Domnul Isus Mântuitorul să fie lumina și sarea de care lumea de astăzi are atâta nevoie. Sub nicio formă, educația teologică baptistă nu trebuie să se refugieze în realizările deosebite ale trecutului, ci să clădească pe ele un prezent relevant și un viitor în care identitatea creștină baptistă rămâne să fie definitorie. Nu este doar o slujire, o chemare, este o misiune pe care credincioșii baptiști, bisericile baptiste, am convingerea că doresc să o regăsească permanent sub diferite forme în tot ceea ce înseamnă educația și sistemul educațional baptist. Semnează Virgila Chihai, președinte. Vreau să-mi permiteți să aduc și un salut, de un mesaj de felicitare din partea comunității regionale a Bisericilor Crăștine Baptiste București. Vă rugăm să primiți felicitările din partea credincioșilor și bisericilor din comunitatea regională Baptistă București. Dumneavoastră profesorilor, studenților de la institut, cât și distinsul rector conferențiar universitar dr. Daniel Mareș. Comunitatea a fost binecuvântată de-a lungul decadelor, să fie perimetrul în care studenții au făcut practică în timpul semestrelor și să aibă ca păstori în majoritate Absolvența ai Institutului, printre care se numără cu mândrie sfântă și subsemnatul. Seminarul, cum mai este el numit încă cu afecțiune, este un miracol. Lansat la apă în urma unor eforturi susținute de a convinge frățietatea baptistă a vremii de oportunitatea de a avea o școală în capitala proaspetei României Mari. Găzduit în clădiri ridicate cu multe ou vândute de credincioasele din Convenția Baptistă de Sud, persecutat aprig în timpul regimului Antonescu, sabotat de comuniști, provocat subtil de capitalism, seminarul e încă în picioare. Seminarul nu e doar un miracol, ci el devine acasă pentru oricine îi calcă. Dragul. El este acasă atunci când ești departe de casă. Și acasă a fost un loc al belșugului. Nu doar în ce privește bucatele de pe masă. Pe vremea mea, ni se spunea că doar la micul dejun aveam cinci feluri de mâncare. Aveam pâine, al doilea fel era margarină, aveam jumări în mare parte de carnate, aveam miere și aveam ceai. Erau cinci feluri de mâncare. Astăzi, aproape că sunt cinci feluri adevărate de mâncare. Dar cine se plângea? Pentru că aveam belșug de părtășie, belșug de înțelepciune împărtășită, belșug de pasiune insuflată, belșug de formare cristică. Seminarul este martorul tăcut al atâtor suspine, ale unor tineri ce căutau voia lui Dumnezeu pentru viața lor, un martor tăcut al viselor, speranțelor, luptelor interioare, al chemărilor, al trimiterilor, al luptelor, al transformărilor, al prezenței lui Dumnezeu. Seminarul este și un dar. Un dar din partea lui Dumnezeu Frățietății Baptiste din România și din diaspora românească răsfirată până la marginile pământului. Este un dar mediului universitar din țara noastră pentru care ITBB Institutul este o pată de culoare care însă îmbogățește familia universităților din România. Este un dar oferit de Dumnezeu țării acesteia, ce are nevoie de lideri și formatori de opinie care să propage valori și principii sănătoase, inspirate din revelația divină. Ce-ți dorim noi ție, dulce seminar, la trecutul mare, mare viitor!